voastră este un pentru casă. Da. Pe o tablă sunt scrise de la 1 la 4 numere. În clasă sunt 10 elevi. De la 1 la 4, mă? La 40. De la 4? Da, profesor, eu sunt șmecher. E să văd. Deci face cu 10 ani. Ai, el vrea cu 10 ani. Super tare, da. Cum să fie, mă, de la 1 la 4 și să fie 20 de elevi? Păi trebuie să împartă, profesor. Dar pe ce îți mai împartă? 10 împărțit la 4, care intră de 2, 0, 8, și adăugă 40, care intră de 40. Adică să 0, 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 0. Faceți așa fel încât cei 20 de elevi să aibă treabă și să scrie ultimul acolo. Da, deci domn face invers problema. Are 400 de elevi. Da, atenție, ce fac? Eu le-am dat varianta în care le dădeam numerele și ei rămâneau să vadă câți elevi sunt. Am dat numărul de elevi și spune, da, găsiți da, numerele de la clasă. Dintr-un interval. Domn profesor. Adică de la 1 la 4, adică să le dăm cu 10 mai. Așa îl gândește. Băi, Davide. Domn profesor. Lasă-ne, băi. Nu mai șoptiți că ăștia, eu știu ce elevi am la clasa mea, vă copie. Da? Deci nu, deci trebuie să tac. Haide. Domn profesor, ați terminat aici? Domn profesor, da. Ați spus. Super, da. Aveți suplimentar. Da, să văd. Voi face suplimentar. Nu, 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 toți împreună. Toți. Acum, acum să vedem ce, o altă problemă. Da, eu remarc că reușim să facem problemele cele mai frumoase și nu pot, dar nu pot, aseară. Am avut, am avut discuții cu cei din America, cu Dicma și nepoței. De fapt, așa. 176. Ce faci? Da! 114. Ce fată, și nu mai trage din timpare că avem problemă. Discutăm altă dată atunci. Domn profesor. Gata, mă pun la punct. Deci eu vreau să cereți mai întâi tabla, domn profesor. Am găsit la tabla, vreau să facă domn profesor săracul. Domn profesor. Dragul vostru. Bă, nu, domn profesor. Da. În prima dată. Dar voi știți să faceți? Da, 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 știu. Bun, voi știți și mă puneți pe mine la propă? Păi, dar tu vă dați seama să și primească. Domn profesor, eu știu pe toată, știu. Nu știi. La prima citire și ea, domn profesor. Domn profesor, atunci v-am spus că vă moștenez, domn profesor, la prima citire. Gata. Că dacă știu, degeaba mai fac. Corect. Fiți atenți, domn profesor. Și Davide, te rog frumos, stai în bancă, spatele drept. Eu fac profesoară, domn profesor. Davide, stai în bancă, spatele drept. Gata, Davide, hai. Așa spune în clasă tâlorină. Așa. Un copil numără pe degetele unei mâini. Da, da. Începem de la degetul mare spre cel mic și înapoi și tot așa. De la degetul mare spre degetul mic, da? Da. Și înapoi, da. Și la fiecare, la fiecare număr, trecând de la un deget la altul, alătura. Adică, nu, n-am înțeles. Așa, o să vă explic. La ce deget va ajunge numărul 2006? Vai de mine. Numărătoarea. 1, cel mare. 2, arătătorul. 3, mijlocul. 4, inelarul. 5, cel mic. 6, inelarul. 7, mijlocul. Și așa mai departe. Descurcați-vă! Vai, dar mai citești odată. Nici nu dă răspunsul. Nu contează, dar mai citești odată, dar nu înțeles problema. Aolea. Mai citiți odată. Toată pagina aia. Mai citiți odată. Deci mai citesc, acum doar vă l-am spus. Hai zi odată. Un copil numără pe degetele unei mâini, începând de la degetul mare, spre cel mic și înapoi, și tot așa. Cât da. Percepe. La fiecare număr... Degetele unei mâini. Da, așa. La fiecare număr, trecă de la un deget la altul, alătura. Așa. Așa. La ce deget va ajunge numărul 2006? Da, dar tu ai zis așa, de la degetul mare, la degetul arătător, de la arătător la inelat, la de la inelat, la... Păi da, numărătoarea. După aia spune. Primul deget este cel mare. Mare. Al doilea deget e arătător. Arătător. Al treilea deget e mijloc. Mijlocim. Da. Al patrulea deget este inelat. Da. Al cincilea e cel mic. Așa. Deci, apoi al șaselea este inelarul. Va cea înapoi. Al șaselea. Dar nu mai pune încă o dată pe ăsta. Vedeți? Deci o luăm de aici, o luăm de aici până așa, o luăm de aici până așa. 6. 6, tot mai trebuie să numere în minute. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da, deci am înțeles. Deci, Daria, vezi așa. 1, 2, 3, 4, 5. Poți să număr și așa pe deget? Da, deci o luăm de aici, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, 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 nu mai bagi pe el. Nu-l mai bagi pe el. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15. Deci, primul este cel mare, 2, al doilea este arătător, al treilea mijlocul, 4 inelar, 5 cel mic, 6 inelar. 6 inelar, iar, da, deci aș tam 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 tam. Așa. Tam, tam, tam. Domn profesor, vă mai spun o dată. Lasă, nu ne mai spune că am înțeles. 26. La ce deget este numărul 26? Asta. Să înțeleagă toată lumea. Asta. Deci, avem așa. Asta. 3, 4 și 5, da? Iată mâna. Și atunci, zice 1, 2, 3, o, ce tare, 3, 4, 5, 6, 7, ia uitați, 8, 9, 10 acolo, ia uitați, Daria. Am gândit să scrie să se pună 26? Nu, 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 nu. Vedem noi o regulă, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, da. Da? Asta vrea să spună, da? Asta, da. Deci asta se trece de la un deget la altul, în ordine, înainte și înapoi, și povestea este numărul 2000, cât o zis? 2006. 2006, da. Pe care deget pică? Da, e corect. Deci asta. Pe care deget pică 2006? Deci pe ăla mic și pe ăla mare nu. Pentru că uitați, nu mai impare să. Trebuie să terminem par. Și trebuie să terminem par. Și în par numai pe, uitați pe cine. Primul, inelar și arătător. Al deci pe astea doi joacă, da? Unul din astea doi. Da, nu, unul din aceste două degete, da. Ai să pe acolo. 4. Da. Și hai să vedem acum pe care, pe care din ele. Avem 2, 8, 4. 6, 2, 8, 0, 6. 8. 2, 8, 10, 16, 18. Deci alternează șirul așa. 2, 8, 10, 16, 18. Da. Pe când aici, la ăsta, 4, 6, 12, nu? Da, 14, 16, 14, 20, 22. Acolo mai puneți și 24 la 18. La 18, să pun 24. Da, e 23 la 19 în față. Ia să vedem, să ne prindem de o regulă, domnule. Da, neapărat. Dacă hai să generăm șirul ăsta. Corect. Deci ne interesează odată șirul 2, 8, 10, 10, 16, 16, 18, 24. 24. Și dacă vreți, deci, mai punem, da? 24. Ia să vedem. 2, 29. 4, deci ăștia 2. Merg odată la distanță de 4. 4 și pe urmă la... Nu, nu, ați greșit de 4, 2. De 6. De ce de 6? La primul de 6. De la 2 la 8, 6, da? Așa este. Da. Deci aici 6. Pe urmă 2, 4, văd aici? Nu, 6 de nou. 6. 6, 2, iar 6. Da? 6. Deci este un șir care e generat așa. 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, da? Da. 6, 2, 6, 2. Și așa mai departe. Pe când cel de-al doilea șir este de forma 4, 6, deci 2 la început, apoi 6, 8. 6, nu? Că văd la 6 la cât da. Se ajunge? 2. La 12, 12, da? 14, 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 și, da. Care, și care o să aibă oare? Acum trebuie să analizăm. Amândouă.
Tu stai o parte, scaunul și tu și tu. Domn profesor, știu răspunsul. Ei, da. Pe care zic? Eu vreau să vă spun? Da. Ai, știu că știi din carte de acolo. Nu, dar în carte nu este. Ba, este. Hai zis de la început că este. Aveți, trebuie să ne prindem, trebuie să muncim un pic. Da. La întâmplare. Nu, la întâmplare. La întâmplare, tu din carte nu-i corect. Da. Ce face profesorul când are o temă grea? O dă pentru acasă. O dă la... Nu! Nu, profesorul, în apărarea lui, mai are două minute. Deci, unul din alea două degete, corect? Unul din astea două degete. Copiii, corect? Atenție, la generarea asta. Vedeți că se întâmplă ca de la 2 la 10 să am un salt de 8. Mijlocul ăsta, da? Da. De la 10 la 18 iar un salt de 8 și 6 și cu 2. Da. 8. Trebuie să văd împărțirea la 8, la rația asta, cam cât ar genera, câte echipaje de astea, deci 2006 îl împart la 8. Da? 2006 la 8. Da. Domnul profesor, da. Un pic, da, imediat vreau și el o problemă. Imediat o faci. 8,50 mai rămân. Ai, restul acela până la 8, trebuie să vedem 6. Cum îl putem, cât rămâne? 6, da? 6 acela înseamnă grupajul de 6. Corect. Grupajul de 6. Și atunci ne trimite la care deget. Deci, atenție. Dacă se termină cu un rest de 6, se poate termina și aici, se poate aduna 6 și partea asta, da? E vorba de startul care se produce de la 4, este așa zisea progresie aritmetică. Oh. Nu. Eu vreau să spun în limbajul nostru. Da. Doamna profesor, pe Mario i-a venit o idee. Da. Știi, el pe cide. Da. Bun. Deci rămâne să analizăm problema. Aici, problema da. Nu facem dintr-o dată, că dacă facem... George, să vedem pe ce, să vedem pe ce. Alo? Bună ziua. Eu sunt, da. Când asta? Da. 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 Așa. Acum noi am intrat un pic online pe calculator, să vedem cum putem intra în legătură cu dumneavoastră, să vedem dacă avem și un băiețel de este în clasa a 4-a. Da. Și sunt probleme care noi nu putem să le ajutăm să rezolvăm, de exemplu, astăzi, așa că am avut ceva de privința matematică. Noi nu am putut să lucrați, nu avem niște nepoțele mai mari care am încercat să luăm legătura cu ele, am vorbit, am arătat, nici ele n-au încercat. Da. Și haideți ca să vă... V-am înțeles. Urmăriți-mă acum ca să vă dau răspunsul repede. Deci, tastați pe Google Prof Online. Bine, haideți. Da. Tastează. Ești în fața calculatorului? Alo. Tu ești în fața calculatorului acum? Da. Tastează pe Google, pe motorul de căutare Google, Proful Online. La profesorul, Proful Online. Ai tastat? Proful Online. Și apare link-ul acela unde scrie cu albastru Prof Online, profesor Ian Ursu, nu știu ce, acolo, numărul de telefon, dă click acolo și se deschide o pagină.
La prima problemă e asta. Deci deschide. Deschide, dă click, se deschide o pagină în care scrie acolo video apicultură pe urmă, video matematică și așa mai departe. Scrie acolo video apicultură și mă vezi pe mine într-un lan de flori? Când mai jos scrie video matematică și sunt eu la tablă acolo, da? Dă click pe video matematică. Se deschide o pagină nouă cu lecții de matematică. Da? Dă click pe video matematică, deschide o altă pagină. Și acolo ai pe clase. Scrie acolo sus clasa 4, a 3, a 5, a 6. Și dacă dai click pe clasa respectivă, îți apar lecțiile toate pentru clasa ta. Și încă în plus, vezi orarul în care clasa a patra. Tocmai am terminat lecții la clasa a patra. Și când sunt la clasa a patra, mă poți suna să-mi propui tu o problemă și stăm de vorbă. Noi am terminat lecția la clasa a patra, eu mă pregătesc să intru cu clasa a șaptea acum. La revedere, nu te supăra, am o urgență imediată. Niște copii aici care m-am dat. La revedere. Da. Băi, dar mă așteaptă și... Gata, hai, un minut. Uite, un kilogram de prune costă 11 lei. Un kilogram de mere cu 5 lei mai puțin. Cu 5 lei mai puțin. Cât costă 2 kilograme de prune și 2 de mere? Da? Primul este 7. La primul, la kilogramul de mere, că cu 5 lei mai puțin, înseamnă 1 kilogram de mere egal 6 lei. De acord, foarte tare. Cât costă 2 kilograme de prune? Dacă un singur kilogram de prune costă 11 lei, 2 kilograme? 21. 22. Ah, foarte bine, foarte aproape a fost. 22. 11 și încă o dată 11, da? Deci, 2 kilograme de prune egal 11 plus 11 se face 22. Da. Iar 2 kg de mere cât costă? Dacă un singur kilogram e 6 lei, 2? 6 și 12 lei. 12 lei. Și în total, suma toată, e 2 și cu 2, 4, 1 și cu 2, 3. 34 de lei. Vezi? Dacă ai fost atent, ai putut să prinzi foarte bine problema. Da. Hai să facem sinteza orei. Am făcut colectarea celui test, s-a terminat. Așa. Deci, am revenit. La colectarea celui test, super. Și frumos, și interesant, și super. Și... celelalte lucruri o să le fixez eu, că n-am... Da, cu prim. La revedere!